Problema este că domnul Usati a fost scos din cursă invocându-se argumente penale, a fugit la Moscova, dar s-a întors după o lună ca o floare, nu l-a deranjat nimeni, împreună cu partidul nostru. Și a ajuns primar la Bălți, la alegerile locale de anul trecut, nu era niciun mister. E foarte popular în Republica Moldova, este un mare organizator de concerte. Concerte în aer liber, cu invitați mulți, cu cântăreți din Rusia. Nu prea mă pricep la cântăreți din Rusia, dar se pare că sunt niște mari vedete acolo și foarte prizate de publicul din Moldova. Și domnul Usati a câștigat fluierând primăria din Bălți. Rămâne în continuare un personaj foarte controversat, foarte influent. A fost acum din nou scos din cursa pentru președinție, că nu știu dacă știți, dar de curând Curtea Constituțională din Moldova a decis că de 10 ani în Moldova președintele e ales greșit. Pentru că de mai mult de 10 ani președintele era ales de Parlament și s-a trezit Curtea Constituțională brusc la sesizarea unor parlamentari pe LDM să examineze cum s-a făcut trecerea asta, să o găsească neconstituțională. Și, deci, s-a stabilit de curând, pe 30 octombrie vor avea loc alegeri prezidențiale. Dar, ceea ce iarăși este interesant și spune ceva despre cum funcționează statul de drept în Moldova, Curtea Constituțională a mai introdus și un criteriu care nu a existat în legile anterioare, și anume că toți candidații la președinție trebuie nu numai să fi locuit 10 ani în Republica Moldova, dar și să aibă peste 40 de ani. Și așa l-au eliminat pe Usati din cursă. Doi lipsesc.